vom continua să lecturăm din cartea UF, ghid de conviețuire cu frații și surorile mai mici. Ce să fac cu bunicii? Odată cu apariția bebelușului în casa voastră, vei observa o transformare uriașă în comportamentul adulților. Din anumite motive, bunicii sunt cei mai vulnerabili la acest virus. Vei vedea că toată lumea, apropiindu-se de micuți, se poartă ciudat. Bunicul poate începe a claxona ca automobilul și a mormăi ca ursul, pe când bunicile, pe lângă faptul că începe a bate într-una tăpușele, uită de tot limba română. Sarcina ta este de a traduce bebelușului ce înseamnă cine acolo, mumușelul, bălfoșelul, ochioșelul, tiusnucii de ochi și multe alte cimilituri. Trebuie să îi șoptești că bunica își va reveni în câțiva ani. Vei mai observa că bunicile tind să atârne toate hainele din casă pe bebeluș atunci când ies afară. Poți să le spui că ție, când era atât de mic, îți era cald cu 5 căciule, dar ele oricum vor face cum cred de cuvință. Uneori este bine să ții bunicii ocupați. Îi poți scoate la plimbare, îi poți ruga să-ți pregătească niște biscuiți sau să-ți citească vreo poveste. Astfel, iarăși vom da buzna peste cel mic. Nimeni nu a zis că va fi ușor.